Salut, numele meu este Armin Fatol. În continuare vreau să-ți arăt din câteva sunete cum poți să faci un ritm ușor de house, de muzică house. Nu pentru a crea muzică house, ci în special pentru a înțelege structura unei melodii în sensul de cum se leagă măsurile, cum se creează măsurile, cum se leagă ca să formeze o frază și apoi cum se leagă frazele între ele pentru a crea o melodie. Pentru asta am să setez tempoul piesei la 120 de bătăi pe minut, iar măsura o să fie de 4 pătrimi. 4 pătrimi înseamnă că avem 4 bătăi pe fiecare măsură, iar fiecare bătaie durează un sfert de notă. Ok, primul sunet pe care am să-l aranjez este acest kick bass. După care am să folosesc un premier, apoi câteva sunete de frecvență înaltă, printre care și un cinel fus, apoi acesta, apoi acesta. Am să încep de la numărul 1 de aici, pentru că vreau să las puțin de spațiu înainte. Practic, prima măsură va începe cu numărul 1 aici la mine în program, a doua măsură cu numărul 2. După cum observi, măsura este împărțită în 4 părți egale, care reprezintă exact biturile. Adică la începutul fiecarei părți punem câte un bit. La numărul 1 punem un bit, la numărul 2 un bit, numărul 3, numărul 4. Avem 4 bituri. Aceste 4 bituri compun o măsură. Așa sună. Doar că este doar kick bass-ul fără nimic altceva. Timpul 1 și 3, adică bitul 1 și 3, sunt timpi principali, iar timpul 2 și 4 sunt timpi secundari. Pe cei 2 secundari vom pune premierul. Premierul va suna cam așa. Probabil că încep să îți dai seama unde vreau să ajung. Apoi vom pune și cinelul fus, însă trebuie să setez programul să folosească Quantize pentru a putea plasa în afara biturilor, adică pe bit înseamnă aici sau aici, iar în afara biturilor și fiecare bit este împărțit în 4 părți egale. Pot să pun aici după un sfert din bit, la jumătate de bit, la 3 sfert de bit. Am să pun la jumătate. Deci pentru fiecare bit am să pun la jumătate câte un cinel fus. Deja începe să sune muzică house, exact cum am anticipat. Acest sunet de frecvență înaltă întărește puțin kick bass-ul, în sensul că îi adaugă un plus de detalii pe partea de frecvențe înalte. Am să pun la fiecare beat, pe fiecare beat. Iar acum am să dublez, să pun și între cele două beaturi. Vezi că unul se potrivește exact cu bitul, iar celălalt se potrivește exact cu fusul. Fără acest sunet, ar suna așa. Sună puțin mai fain cu el. Și acum, pentru a diversifica puțin, adaug încă un sunet aici. Hai să vedem cum sună așa. Dacă pun într-o buclă, o să sune mult mai fain. Ok? Acum avem gata o măsură. O să legăm 4 măsuri identice, una de cealaltă. Ok, am să le pun și acestea în buclă și să vedem cum sună. Da, începe să prindă formă. Ok, avem o frază.
O frază fiind compusă nu neapărat din patru măsuri, poate să fie din mai multe sau mai puține, o frază reprezintă practic o parte dintr-o melodie care are un înțeles de sine stătător, care poate fi cântată și separat. Dacă asculți, de exemplu, piesa Try de la Pink, ai să poți să numeri cele 16 bătăi câte avem aici, 4 ori 4, da, avem 4 măsuri, a câte 4 bătăi fiecare, și ai să vezi că în piesele dance, pop, house, ai să vezi că la fiecare 16 bătăi, respectiv 4 măsuri, se întâmplă ceva. Adică se adaugă un sunet, iese un sunet, se schimbă ceva în melodie. La unele piese, mai în special cele house, această schimbare se poate întâmpla mult mai târziu, adică chiar la 32, chiar și la 64 de bătăi. Dar pentru a analiza, încearcă să asculti piesa de la Pink, Try, și încearcă să numeri câte 16 bătăi. De exemplu așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. În următoarea frază începe să se schimbe câte ceva. Acum eu o să dublez această frază, să o lungesc puțin. Ok. Ca să schimb ceva, pentru a-ți da seama că trec la cealaltă, că piesa trece de fapt la următoarea frază, am să adaug aici un uncinel. Și am să mai adaug încă un element care creează puțină anticipare, puțină tensiune în piesă. Și apoi am să-ți arăt cum sună cu toate acestea. Am pus uncinel așadar la numărul 5, aici, la a cincea, începând cu a cincea măsură, începe a doua frază din piesa mea, ca să zic așa. Probabil că ți-e cunoscută ideea. Dacă am pus uncinel la începutul celei de-a doua fraze, am să pun uncinel și la începutul primei fraze, pentru a-ți da seama că se întâmplă ceva, că începe o frază nouă. Iar aici am un element care creează puțină tensiune, astfel încât intrarea în următoarea frază să fie mult mai interesantă. Și așa mai departe. Astea au fost câteva elemente de bază. Peste acestea, sigur că mai poți adăuga încă o grămadă de chestii până să iese o melodie întreagă și să spui despre ea că este gata. Poți adăuga o linie de bas, alte instrumente, poți adăuga o voce sau mai multe voci. Poți folosi multe alte elemente de a crea tensiune și de a elibera tensiunea în sfârșitul frazelor și începutul frazelor și așa mai departe. Îți mulțumesc că te-ai uitat la acest video și te aștept pe înregistrăriaudio.ro pentru alte articole interesante și alte videouri interesante.